Vine cineva și îmi spune, că nu vreau să dau nume, că atunci se află și le bag râca în casă, și îmi spune că Mitră Iosif, care eu l-am susținut în totalitate, l-am făcut pele, l-am vorbit de el frumos, nu l-am jignit niciodată, n-am spus absolut nimic urât de el, am zis, dom'le, trebuie să rămână, de aceea nici nu mă duc la niciun meci, le spune la un exercițiu al jucătorilor pe care îl fac, un jucător anume îi spune... Băi, Miță, dar uite așa, așa, zic, cred că trebuie să mai repetăm exercițiul ăsta dacă vrem să jucăm așa, să facem pressing sau nu știu ce, sau ceva de genul ăsta, în fine. Și jucători emblematici, doi, îi spun lucrul ăsta. Și la care le lasă, mă, că o să vină și Mudică sau Mutu să vă arate exercițiile astea. Eu am auzit varianta cu Mutu, da, e adevărat, am auzit-o și astăzi. Dar adică, nu cu Șumudică, adică, las că o să vină Mutu. Un lucru care lasă-mă că o să vină și Mudică și cu Mutu și o să vă învețe lucrurile astea. Adică niște lucruri care nu și-au rostul. Șumi, pe el să-l înțelegi, că e stresat, e dai seama săracul. E o lume mică, da. Și ce presiune e pe capul lui. Dacă îl dă afară, nu o să-i vină bine nici lui, știi cum e. Nedinule, sunt de acord, știu. Nu trebuie să fie pentru tine, Mihmiță Iosif, eu știu, nu nici adversar sau dușman ceva. Nu, tocmai de aceea înțeleg situația, dar până la un anumit nivel, până la un anumit, există o limită. Atâta timp cât eu n-am făcut nimic, nu vin la niciun joc, nu vorbesc cu nimeni din echipa, am evitat să vorbesc cu Junior Moraes, întrebați-l pe Junior Moraes, copilul meu l-am luat în Turcia. Pe care tu l-ai adus la Rapid, că mi-aduc aminte. Copilul meu, eu i-am zis lui Nico, ia la Rapid Nico și i-a luat pe ăștia săracii de la CFR, 80 de metri în cârcă, dar nu-l prindeau, a crezut că-i ține unul cu scârciu pe aia de la CFR. Și astea. Și i-am zis, băi, zic chiar așa, n-am evitat să vorbesc cu el, n-am vorbit cu el de când sunt în țară, nici când am fost plecat în Turcia, nu l-am sunat. Cu săpunarul la fel, care eu l-am dus în Turcia și l-am luat. Pentru tot am evitat să vorbesc cu ei. Păi dacă eu evit, eu nu iau legătura cu niciun jucător de acolo. Eu îți promit că nu vin la niciun meci. Eu, în continuare, nu vorbesc și nu vin, nu critic jocul Rapidului, nu spun nimic. Nu... Păi și Fatih Terim săracul, acum... E împăratul, când iese în Turcia, îi pupă ea picioarele, se pun în genunchi. N-a câștigat 7 meciuri la rând la Galatasaray, a zis, tu te mă Fatih, cât ești tu de Fatih Terim. Da, așa este. Noi tot o dăm că de 10 meciuri, nu știu ce s-a întâmplat și nu știu ce și nu știu cum. Să mă ierte Dumnezeu, n-am ieșit cu un comentariu contra lui Iosif. Dar nici nu-i permit lui Iosif... Să vorbească, să zică că o să vină și Mudică, lasă-mă că vine și Mudică și o să vă arate și Mudică sau nu știu ce. Eu asta n-am auzit. Mai zis încă o dată am auzit varianta cu Mutu și nu povestită de Iosif. Nu, spun eu cu și Mudică. Nu sunt cu casul nouă în spatele tău, că nici n-am nevoie. Eu nu sunt săracul, l-am văzut, își pupă degetele, bate în lemnul ăla pe acolo, la fiecare corner. Are gesturi de genul ăsta. N-am, adică nu l-am judecat, n-am vorbit urât, îi dau să dea Dumnezeu să câștige și mâine, chiar mă duc la meci mâine, mă duc și îl susțin și în momentul când îl voi vedea îl voi aplauda și mie, pe cuvântul meu de onoare. Te întreb altceva, sincer, și... crezi că e posibil ca oamenii de la Rapid și spun oamenii ca să includ pe toți, antrenori, conducători, să fie cumva speriați de impactul pe care tu ai putea să-l ai dacă te întoarce la Rapid în rândul suporterilor, pentru că e clar, dacă tu ai venit la Rapid în momentul de față, ai fi scandat de tot stadionul meci de meci și probabil că n-ar mai ști de altcineva în afară de tine. Da, nu e că asta cu scandat meci de meci, cât ai rezultate, că la Rapid și când pierzi, te ia și pe invers, te scandează și nu știu ce se întâmplă la Rapid.